niște de la o frământare. Ce te-a frământat pe tine de trecut filmul ăsta? De unde a plecat? În primul rând, după aceea, când și Iulian s-a întâmplat, n-a reușit să ajungă. E bine că au trecut 2 ani și m-am mai detașat, pentru că și acum l-am revăzut din nou cu, cred că cu alți ochi cândva, pentru că timp de 2 ani, chiar mai mult cât a durat documentarea, am trăit în lumea lor, lumea lor chinezească. Ce m-a frământat? Început să-mi locuiesc pe Calea Mușilor, foarte aproape de Bucurobărni, pe la granița între sectorul lor și restul lumii și al capitalei. Au început mai nou să se mai extinde și spre Bulevardul Carol. Și vedeam pe stradă, vedeam la Mecri, vedeam la Kaufland-ul de la, din Bolenchina și mă întrebam ce fac oamenii aici, cum trăiesc, cum se adaptează. Și de fapt de la asta pornim, de la o curiozitate de a-i cunoaște mai bine. Sau de fapt de a-i cunoaște, pentru că limba, în primul rând, e foarte complicată pentru noi, nu înțelege absolut nimic. Știam din povești despre comunitățile chinezești din alte capitale, care sunt mult mai mari decât comunitatea noastră, deși așa noastră a început să se mărească, despre faptul că sunt o enclavă culturală, au o lume închisă și așa și este până la urmă. Chiar dacă ne-am încercat, cât am putut să ne apropiem de ei într-un fel sau altul. Spune-mi cum e să filmezi și să nu înțelegi limba. A, e cumplit, nu? Nu știu cum. Cred că aș mai vrea să am vreodată a doua experiență. Am avut doi traducători foarte buni care au fost tot timpul alături de noi. Shen Xiaoming știa ceva, dar pe de altă parte, când era împreună cu ai lui, cu familia lui, vorbea nu în chineză, în chineza tradițională, vorbea în dialectul din Shanghai. Așa că nici traducătorii mei noștri nu mai înțelegeau absolut nimic și ceea ce nu se face, într-un final, a trebuit să vină la montaj să se autotraducă. Și la montaj spunea, nu, asta nu e bine, nu. Asta nu trebuie să intre acolo, e vorba despre nu știu ce. Da, asta a fost problema dincolo, de faptul că ianicitorii vorbeau în dialectul din Hubei, care era totul alt dialect decât cel din Shanghai. În fine, la început, e o limbă care mi se pare foarte frumoasă. La început avea așa un efect hipnotic asupra noastră. Ascultam vorbind, nu înțelegeam nimic și simțeam că începem să adormim. După aceea, încet am început să pricepem niște nuanțe, mai mult din gesturile pe care le făceau, din felul în care comunicau. Adică înțelegeam, dacă, de exemplu, se vorbește despre noi, înțelegeam. Nu, chiar ne gândeam la un moment dat, că nu ne jură acum, dar, în fine. Și încet a fost o relație bazată pe încredere. Ei știau alecum ce vrem de la ei, noi știam că e o poveste despre adaptare, de fapt asta este prima generație în România. Diana Calușeni, a doua generație, mult mai adaptată, chiar dacă este un copil dintr-o căsătorie mixă, dar chiar și din căsătoriile lor, de aici am văzut că zilele trecute, tot la un supermarket, mama chinezoaică, copil de 7 ani, vorbea în limba română la supermarket, nu vorbea în chineză. Cum a primit ei ideea filmului? Cât de receptivă? Cu destul de mult scepticism, ceea ce mă așteptam, cumva. Pentru că ei sunt în primul rând interesați de ceea ce pot face aici ca bunăstare, ca piață comercială, să câștige niște bani, că de fapt ideea asta vin, nu vin ca să le vadă pe noi că de frumos suntem sau să învețe limba română. Vin să câștige niște bani și sunt foarte determinați. La un moment dat sunt în stare să facă foarte multe sacrificii. În complexul acela de la Orient, pe care l-ați văzut undeva în voluntari, care era un fel de gate community, trăiau câte 10-20 într-un apartament de 2 camere, erau veniți cu mame, bunici și doar asta era, adică era o mică focticuță și întreprindere de familie acolo. Se sculeau la 4 dimineața, la 5 dimineața erau în Dragonul Roșu, la 2 veneau, foarte disciplinați în tot ceea ce făceau și muncitorii la fel. Plus că, ca idee de comunitate, n-am reușit să filmăm, nu s-a putut acolo. În același complex, în fiecare apartament se întâmpla câte ceva, o mică afacere. La apartamentul 2 era frizerul, care îi tundea pe restul și la un moment dat, dacă pleca, punea un anunț, sunt plecat în China 5 luni. La etajul 2 era măcelar, micul măcelar, era un chinez atât foarte simpatic, care tăia niște urechi de porc, o chestie absolut senzațională pe care o pregăteau ei un fel de tobă, dar nu așa. Deci acolo știau că merg la măcelărie, la foarte bine organizați și practic își aduc, adică asta își aduc țara lor și o aduc aici, bucățică cu bucățică și nu interesează foarte mult să cunoască cultura, să învețe limba decât la modul de a se înțelege cu noi. Înainte de filmare a fost o perioadă de un an de documentare în care am și filmat puțin. Am avut un grant din partea Soros și pe vremea aceea avea un program pentru filmele documentare românești.
Atunci am intrat în comunitate, practic am avut primele contacte și ne-am contacte cu ei și ne-am ales niște personaje, după care am rămas fără bani, grantul s-a terminat și am pornit într-o campanie de a găsi finanțare, timp în care am întrerupt contactul cu ei și în 2000, când a fost, hai să mă gândesc, 2010, cred, nu, 2011, cei de la HBO au fost încântați de ideea acestui film, am mai durat un pic discuțiile cu ei și am reluat, practic, întreg procesul, deși multe dintre personajele noastre inițiale nu mai erau în România. Așa cum se vede și din film, ei sunt într-un permanent tranzit aici, vin din China, pleacă, se întorc. Ce se găsește în presa de la noi, am citit cam tot, adică toate poveștile, începând de la povestea aceea cu muncitorii din 2009 și protestul din fața ambasadei chineze, pe ulterior am găsit și imaginile astea, a fost un noroc. De fapt, tot ce s-a întâmplat cu comunitatea asta de când au venit de la începutul anilor 90, cam, cred că am surprins în film, pentru că asta și citisem. Tot ce se întâmplase la Niro, dărmarea complexului inițial, Niro și după aia un nou complex Dragonul Rău și incendiile care au fost. Asta a fost documentarea jurnalistică. Dincolo de asta, e documentarea de a intra, adică împrietenirea cu comunitatea, practic, cu cei pe care i-am ales din comunitate, care a fost, până la urmă, din om în om. Mi-aduc aminte că unul dintre primele contacte a fost cu niște chinezi care erau baptiști și erau la Biserica Baptistă Chineză din București. Și ne-au invitat și am fost la 3-4 slujbe și ne-am tot împrietenit pe acolo, dar când a fost vorba să mergem și la ei acasă, să vedem cum trăiește, nu știu ce, nu s-a mai întâmplat nimic. Și am lăsat o baltă, dar aflând contacte într-o parte în alta, am ajuns la templu și datorită traducătorului nostru care știa de templu și templu fiind un fel de centru de întâlnire al comunității, acolo am început să cunoaștem mai mulți membri din comunitate, mai multe familii. Li Jianhua nu era una dintre cele trei povești, era familia despre care am vorbit și acum, o familie de comercianți care aveau o mare problemă, dispăruseră doi dintre membrii familiei, soț-soție, pe fondul unor datorii, dispăruseră fără urmă, procesul, că nu e niciun proces, ancheta era încă desfășurare, ei căutau disperați, statul român tergiversa lucrurile pentru că știa că e o răfuială între chineze. O poveste foarte interesantă, care n-a mai intrat în film, deși am insistat foarte mult pe ea, tocmai din această cauză, că la un moment dat ei vreau de la noi să facem cumva presiune asupra statului român să afle ceva. Noi nu puteam să facem chestia asta, că nu eram în măsură, nu aveam relații la procuratură sau și nici nu se punea problema. Dar când era vorba să filmăm la ei acasă, nu înțelegeau ce înseamnă să filmăm la ei acasă. Adică ce, stați 5 minute? Până la mai vorba de educație. Ei credeau că facem o știre sau cum a fost la ProTV, că i-au plus și la ProTV. Nu înțelegeau ideea de documentar și de, mai ales, documentar observațional, în care surprindem niște scene din intimitatea lor și doar să fim niște observatori. Am avut o perioadă cam scurtă pentru montaj. Mie mi se pare puțin grăbit montajul și acum când am văzut, mi s-a părut un pic... Adică se mai puteau încerca și alte variante de a intersecta poveștile. Inițial le intersectasem, pusem un montaj paralel, după aia am făcut mai multe calupuri cu cele trei povești și le-am intersectat în final. În continuare, ceea ce ne-a întârziat foarte mult montajul a fost, imaginați-mă că aveam 30 de ore de brut din care nu înțelegeam nimic ce se vorbește. Montajul, de fapt, a început cu sesiuni de... cu traducătorii care veneau la noi acasă și traduceam replică cu replică și după aia, în funcție de subtitram și în funcție de ce spuneau, alegeam. Și acum avem materiale pe care nici acum nu le-am tradus în totalitate, pentru că nu s-au putut traduce. Erau în dialecte și mie una dintre ele care mi se pare interesant. Iulian le păstra așa ca o potențială documentare pentru a vrea să facă un film de ficțiune la un moment dat despre chinezii din România.